Stimați continuăm discuția noastră în contextul planului de mântuire, respectiv judecarea și răstignirea Domnului Isus Hristos. Vom continua ce am discutat în emisiunea anterioară despre judecată, felul cum Isus Hristos a fost judecat și condamnat. Vom descoperi cât de mult poate să coboare natura umană atunci când se distanțează de Dumnezeu și simțămintele, atitudinea, comportamentul, gândurile, emoțiile lui sunt controlate de cel rău. Pentru că suntem creștini, am înțeles că tot ceea ce este rău pe planeta aceasta vine de la diavolul. Vom vedea că în ciuda planului de salvare pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut, satana a crezut până în ultimul moment că poate să schimbe acest plan divin. Însă, din fericire, pentru noi oamenii, Iisus Hristos a biruit. Și răstignire, răstignirea, deși a fost o durere groaznică pentru El ca om, totuși pentru noi este un eveniment care ne poate duce bucurie și salvare veșnică. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Doresc să salut din nou familia Oncea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Dragii mei, cred că și dialogul pe care îl vom avea cu această ocazie este unul pentru mine aș putea să spun că este cel mai important moment al planului de mântuire, și nu numai pentru mine, dar cel puțin simt că aceste cuvinte care sunt relatate aici în Marcu, capitolul 15, și în celelalte Evanghelii, fac parte din cele mai sacre cuvinte care au fost scrise în Scriptură. Când ne gândim la sacrificiul divin, la sacrificiul enorm pe care l-a făcut Isus Hristos, pe baza căruia putem beneficia de mântuire. Mai mult decât atât, cred că nici nu se poate exprima în cuvinte omenești, dar, după cum am spus în introducere, este ceea ce ne dă nouă posibilitatea de a supraviețui în contextul acesta mizerabil al păcatului. Vedem că în societatea de astăzi lucrurile parcă iau o direcție din ce în ce mai decăzută, mai merge spre, spre autodistrugere. Pentru că Isus Hristos a murit noi mai putem spera. Și mai putem avea încă oxigen să respirăm, mai putem avea sănătate, mai putem să ne bucurăm de viață, chiar și aici, în acest context. Haideți să trecem puțin în revistă, deși am amintit în emisiunea anterioară, atitudinea celor care voiau să-l condamne pe Isus Hristos. Și mi se pare așa de paradoxal faptul că Isus Hristos, care a venit să-i salveze, să-i mântuiască, chiar pe cei ai lui, poporul evreu. Tocmai aceștia sunt cei care au fost cei mai înverșunați ca să-l elimine dintre ei. Și aș vrea dacă se poate să facem o paralelă și la biserica, la creștinismul de astăzi. Îl avem pe Iisus Hristos ca mântuitor care a venit să ne salveze și din nefericire se pare că de-a lungul istoriei chiar creștinismul a fost cel care a vrut să distrugă pe cei care erau într-adevăr consacrați lui Dumnezeu și care au vrut să ducă Evanghelia mântuirii mai departe. Cei care se credeau creștini, într-adevăr. Haideți să facem așa o, o, -o retrospectivă a istoriei în contextul acesta. Am citit o carte în zilele acestea care mi-a deschis ochii cu privire la un lucru pe care nu l-am Conștientizat prea mult până acum, și de când l-am înțeles, atunci am înțeles mai bine și rostul răstignirii, rostul contextului de atunci și de acum, pe de altă parte, pentru că lucrurile de atunci se reflectă și astăzi. Întrebarea pe care o punea autorul cărții pe care am citit-o era: De ce nu a murit Isus într-un alt context? poate în grădina mai, când chinul acela de moarte și sudoarea și chinul sufletesc era suficient pentru că dacă nu era îngrijit de un înger să-și fi pierdut viața atunci. Era o viață dată pentru mântuirea tuturor oamenilor. Da? Era, o, era o viață de jertfă. Da. Era o moarte pentru păcatul lumii. De ce a fost nevoie ca să treacă prin agonia de mai târziu a jocurii, a chinului crucii, cuielor, nu ca și când chinul de dinainte n-a fost, dar de ce a fost nevoie de imaginea de a doua zi? Și autorul răspunde un răspuns care mie mi-a făcut așa de bine să-l înțeleg, pentru că noi oamenii care privim asupra vieții și a morții lui Isus să avem o imagine care să ne întoarcă la pocăință care să impresioneze mintea umană pentru pocăință. Privind asupra vieții lui Isus și a morții lui în mod special, inima mea să fie sensibilizată pentru pocăință. În contextul zilelor de atunci, romanii aveau o delegație cumva în zona Palestinei. Pilat era cel delegat pentru ca să guverneze zona aceasta iar judecata de care vorbeam data trecută a trecut din curtea mare a lui preot din judecate, de la judecata iudeilor a fost trimisă către judecata uh, guvernatorului roman care uh, stăpânea peste partea aceea a palestinei pentru că ei nu aveau dreptul să condamne pe cineva la moarte pentru o condamnare la moarte da. avea nevoie întotdeauna de ajutorul romanilor pentru ca să aducă romanilor un motiv suficient pentru ca să fie pus și condamnat la moarte, au găsit acest motiv că el se declara împărat. împăratul iudeilor, ceea ce putea să fie judecat ca o ofensă, iar romanii să poată să preia pentru ca să-l pună și să fie, să fie condamnat la moarte. Așa a început partea a doua judecății a Domnului Isus, când trece din curtea lui Ana și Caiafa din curtea mare lui Priot în curtea lui Pilat și ce este paradoxal este faptul că se pare că Pilat, deși nu era iudeu, chiar declară, nu găsesc nicio vină în omul acesta el ar fi vrut să le libereze însă cei ai lui i-au cerut moarte cei mai mulți dintre cei care nu îl urmează pe Isus, nu găsesc nicio vină în el și totuși nu-l urmează. Acesta este. Dacă a fost paradoxul de atunci, este și paradoxul de astăzi. Pentru că cei care sunt împotriva lui Isus astăzi sunt în general oameni care cred, dar în altceva. Vorbim de religiile pe care le cunoaștem astăzi. În afara creștinismului sunt alte religii. A, în afara creștinismului. În afara creștinismului. Da. Vorbim de religii care um, spuneam cei care sunt împotriva lui Iisus, da? care nu da. cred în Isus, ei au altă credință și totuși acolo și atunci luptă împotriva lui. Luptă împotriva lui. Dar până la urmă atunci când au un argument bun credința aceasta care este orientată greșit pentru că totuși este o credință, o credință Poate fi îndreptată spre bine, grav este când îl când recunoști pe Isus, dar nu vrei să ai de-a face cu el, când nu găsești nicio vină, uh -huh. dar nici nu vrei să te implici. Și aici, din nefericire, stă o mare parte a umanității. Mulți cred că Isus a existat, că istoric. Că... Chiar între creștini! Chiar între creștini! Dar, indiferent de unde, mulți care cred că a existat și nu vor să aibă de-a face cu el, mulți care sunt creștini și știu, nu-l găsesc vinovat. Isus a fost. a fost cineva important în istorie, dar ce relevanță are pentru mine astăzi? Alții care cred, nu neapărat dintre creștini, dar care cred că. am fost un mare profet, dar. Uh -huh. și um, în rolul lui Pilat. Sunt mulți dintre oamenii de astăzi. De aceea găsesc exact așa cum ați spus la început, crucea, tot ce ține de răstignirea lui Isus Hristos, de evenimentul acesta este, așa cum spunea Apostol Pavel, vreau să știu între voi, aș vrea să știu între voi doar pe Isus Hristos și pe... și pe El răstignit. Și dacă voi predica ceva, spune El, să mă ferească Dumnezeu să fac altceva decât să predic pe Isus Hristos și pe El răstignit. Aici este miezul întregii creștin creștinătăți și aici are loc nu doar salvarea noastră, pocăința noastră, aici este rostul nostru ca și în calitate de creștin. Aș vrea să... Poate că este un punct sensibil, însă în creștinism, chiar și în creștinism, spuneți-mi, atunci când cineva spune că crede în Isus Hristos și că îl iubește pe Isus Hristos, dar nu respectă legea lui Isus Hristos. Nu. nu, ascultă de ceea ce, de pretențiile lui Isus Hristos. Sau știm că Dumnezeu consideră copiii ai lui pe cei care păzesc legea. În mare parte, creștinismul se, numește, se numesc creștini pentru că vine de la Isus Hristos. Cred în Isus Hristos. Dar păstrează doar parte din lege sau poate chiar deloc? Sau este ceva de domeniul abstractului, undeva, da, sunt creștin, mă duc la biserică de dor pe an și cu asta s-a rezolvat problema. Pot să fiu, să fac parte dintre cei care ignor pe Iisus Hristos sau, într-adevăr, pot beneficia de mântuire în acest cadru? Pot să fiu creștin? Pot, nu, pot să fiu, aș, aș răspunde cu o contra-întrebare. Pot să-i spun astăzi, astăzi cuiva că îl iubesc? Dacă nu ascult? Și să fac ceea ce vorbesc în familie. Pot să-i să spun soțului sau soției că îl sau respectiv o iubesc în timp ce merg cu altcineva? Pentru că până la urmă porunca a șaptea asta spune, da? Uh -huh. Porunca, întâi să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Pot să cred că copiii sau copilul mă iubește dacă el nu mă ascultă? Dacă ar veni copilul acasă și în fiecare zi ar face lucruri care să te iubesc, dar tot nu, nu vreau să te ascult. Nu mă interesează ceea ce spui. Uh, uite, te ascult când îmi spui să nu... Uh, împușc pe nimeni, care este, să zic, porunca șasea, dar legat de droguri, acum asta e viața mea. Pot să cred că copilul acela mă ascultă, pot să definez ca asta ascultare, cam așa este, Iis Iisus Hristos este cel care spune, dacă mă iubiți, Desfăzi. veți păzi poruncile mele. În alt loc, spune Biblia, cel care se face vinovat de și calcă o singură poruncă, se face vinovat de călcarea întregii legi. Nu sunt cuvinte omene, sunt cuvintele inspirate, sunt cuvintele lui Isus Hristos însuși. Și atunci, da, pot să am pretenția că iubesc pe Isus, pot să ascult o parte a poruncilor, însă lucrul acesta nu este împlinirea legii pe care Isus o cere în mod specific, împlinirea Legii este, este, sunt cuvintele lui în scriptură. Eu înclin să cred că nu pot să pretind că păzesc o parte din lege. Pentru că, după cum ați spus, dacă una o calc, nu înseamnă că nu păzesc niciuna. Înseamnă că atitudinea sau relația mea cu Dumnezeu este inexistentă. Făcând abstracție de perioada evului Mediu, când Biserica Catolică, numele lui Dumnezeu, ucis. Și a făcut martiraj. Teribil. Poate că și în zilele de astăzi, în creștinism, există această pretenție că, sun, că este o biserică sau că un individ sau, mă rog, orice instituție creștină îl urmează pe Hristos, dar în realitate să condamne pe alții care nu gândesc ca ei sau care nu fac ca ei, atunci mă întreb legea lui Dumnezeu este respectată sau nu este respectată? Și gândindu-mă la dorința și exemplu pe care l-a lăsat Iisus Hristos în relația cu oamenii, cum s-a comportat El chiar în aceste momente în care a fost batjocorit și umilit și cum se comportă mai mari bisericii din ziua de astăzi atunci când li se face în ghilimele spus o nedreptate. Sunt o serie întreagă de exemple care dovedesc lucrul acesta. Pentru mine de aceea este important să privesc asupra vieții lui Isus și mai ales asupra momentelor finale ale vieții lui, pentru că îmi inspiră mai mult credința pe care trebuie să o am. Mă convinge mai mult de Dumnezeul pe care l-am. Îmi arată mai mult modelul pe care trebuie să-l urmez. Eu cred că noi, ca oameni, avem nevoie să știm pe cine să urmăm, uh -huh. ce model să urmăm. Suntem supuși unor tendințe omenești um, și. Ne ieșim din fire, suntem mai egoiști sau unde ne, 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 ne urmăm interese personale, vrem noi să iasă într-un fel, vrem să ne meargă nouă bine sau alor noștri sau avem interesele noastre. Când privești la Isus și îți dai seama că stă în fața creaturilor Lui, acelora pe care le-a făcut din Lut și care îl bat și îl bat jocoresc când te uiți la soldații romani pe mâna cărora a fost dat Domnul Isus și care l-au îmbrăcat cu o haină purpurie pentru ca să își bată joc de acuzația care a fost adusă că este regele iudeilor, se aplicau un genunchi, i-au pus o coroană de spin pe cap, l-au scuipat, l-au bătut. biciile pe care le foloseau sunt descrise de istorici ca fiind Împletite cu diferite obiecte metalice sau ceramice, sau ceva. pe care să le folosească, pentru că atunci când îl lovesc, să-i rupă din carne. Și spun că toate aceste lucruri să le poți înțelege prin, prin prisma cunoașterii lui Isus, îți dai seama că acela care are puterea peste tot Universul, aici este discuția care. Cumva ar trebui să ne trezească cel mai mult. Știți că cea mai mare putere a unui om este atunci când poate să o folosească și alege să nu o folosească. Pentru că deseori noi suntem puși în situații în care nu știm, nu putem, nu avem cum să rezolvăm mai mult. Înțelegeți? Și atunci. Uh, omul își și dă seama, sunt limitat. M-au legat de mâini, m-au bătut, m-au ținut, n-am avut cum să reacționez. Dar dacă n-aș fi fost legat, dacă aș fi avut putere, cum a fost și, și Samson, Doamne, dăm putere să mă răzbun pe ochii mei și dacă a avut puterea strâns, da. stâlpi aia și i-a făcut pe tot să moară. Adică, în, ima în imaginea noastră omenească, cam asta este ceea ce ne dorim. M-au bătut, dar trebuie să răspund cumva. Isus a tăcut. Imagina aceasta lui Isus condamnat pentru ceea ce era. El era Regele Universului. Să pui coroană de spini pe cap. Un citat inspirat pe care l-am citat chiar în studiul nostru spunea: Chiar dacă n-au fost conștienți de adevărata um, apartenență a celui care era în fața lor, soldații romani, totuși, s-au făcut vinovați de batjocorirea împăratului împăraților și vor vedea în slava lui Dumnezeu pe acela pe care l-au batjocorit. Poate că pentru ei era un lucru pe care îl făceau cu mulți condamnați. Da. Dar ce a fost în ziua aceea a fost diferit. Um, să poți să stai în fața mulțimii care strigă, răstignește-l și care ascultau învățăturile peste care ți-ai pus mâinile să fie vindecați. Cred că nu au fost doar străini atunci. Sigur. Cred că miile de oameni care au mâncat din pâinile frânte și din pești pe care le-au dat, nu au fost atâtea milioane încât să nu fie măcar unul dintre aceștia. Și mulți care fuseseră vindecați dintre ei, din neamul lor. L-au ascultat, au fost vindecați. Aici este caracterul lui Isus, care mă impresionează atunci când privesc spre el în... înainte de Golgota. Încă o dată, în plus, ni se descoperă de către Marcu, tot în capitolul 15, umanitatea lui Iisus Hristos. Momentul acela, când era atârnat pe cruce, ni se descrie atât de, de, de dureros în cuvintele pe care le poate folosi omul. Ați descris și dumneavoastră, într-o oarecare măsură, ce a însemnat acea suferință pe trupul lui Iisus Hristos. Când a fost atârnat pe cruce și ni se spune că durerea aceea, greutatea corpului apăsa și nici respirația nu putea să mai fie uh, normală. Zice că mulți mureau asfixiați în răstignire, răstignit fiind, pentru că poziția corpului era de așa natură încât nu putea să respire durerea mâinilor și a picioarelor care erau um, sprijinite în cuie. În cuie, împiedica lucrul acesta. La un moment dat Iisus Hristos spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? S-a simțit părăsit de Tatăl. Mi este greu să-mi imaginez și... Păi cred că nu, putem. Asta Doar să, se... să ne imaginăm așa, nu, nu știu dacă cineva poate să spune pot să înțeleg, dar e greu și să imaginezi atât de multă durere. Pentru că în momentul acela nu doar divinitatea și poziția lui um, ca fiu al lui Dumnezeu, ci și umanitatea din era, durerea aceasta era sfârșitoare, nu mai exista nimic, nici un teren um, pe care să se bazeze Isus. Fiecare dintre noi trecem prin situații diferite, dar indiferent care ar fi situația, mai ai ceva de care să te agăți. Că este un prieten, că este familia, că este biserica, e sănătatea, e. Uh, și chiar dacă n-ar fi nimeni, este Dumnezeu care este întotdeauna uh -huh. acolo pentru noi. Isus Hristos a târnat între cer și pământ, fără să aibă pe nimeni. Poporul lui îl respingea, îl huiduia, îl bătea, îl, îl um, batșocorea. Ucenicii fugiseră. Ucenicii fugiseră, îl trădaseră, îl vânduseră. Tatăl părea să nu-i mai răspundă, să-și întoarcă fața. Nu cred că este um, o situație sau un chin imaginabil pentru un om de rând. Și cel mai frumos gând este că a făcut lucrul acesta pentru noi. Da. Pentru fiecare dintre noi. Um, și mai cu tremurător este faptul că El putea. Înțelegem din scrierea, scrierile inspirate că dacă Iisus Hristos în momentul acela ar fi cerut să vină în ajutor îngerii, Tatăl ar fi trimis îngerii ca să l ajute. Dar nu. El le-a rugat îl rugase pe Tatăl, dacă se poate, depărtează, dar facă-se voia ta și înțeles că voia lui Dumnezeu Tatăl era să treacă pe aici, de aceea el nu a intervenit, de aceea el pe cruce nu a mai cerut salvare pentru el. A vrut doar să nu fie despărțit de Tatăl. Mm. Doar durerea aceasta. Nici măcar nu mai era pentru sine, era pentru umanitate cum a fost, nici măcar nu mai era îndepărtarea paharului de la sine, da, da, da. ci era doar pentru oameni, pentru aceiași oameni care respingeau și îl Vă spun sincer că um, acest studiu, tema aceasta și parcă tema fiecare zile sau titlul fiecare zile nu mi s-a părut niciodată mai actual decât ceea ce trăim noi astăzi, ceea ce trăim în contextul actual. Ești tu împăratul iudeilor, Deilor, jocura lor, plecăciune împăratului iudeilor, toate aceste teme le regățesc în modul cel mai cel mai uh, evident în ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră. Vorbim despre festivalul de la Rio, despre carnavalul de la Rio, unde Isus Hristos exact așa în, îmbrăcat în, și uh, identificat, sau cum să spun, rolul lui, cu coroana de spini între îngerul bun și îngerul rău. Oricine care a avut măcar la știri interesul să se uite, să vadă, aceasta a fost scena de deschidere, de bătaie de joc față de Iisus și la Olimpiada din Paris. Jocurile olimpice uh, se întâmplă zi, în, în această perioadă nu mult ne desparte de ceea ce în România se numește Antold. Da. Totul este o jocură la divinitate. Până și scena, felul în care este uh, felul în care a fost gândit, decorată scena. Și mă întreb exact ceea ce se întâmplă atunci când îl, îl bat jocoreau, îl scuipau, își băteau joc. Astăzi, comunitatea LGBT, astăzi muzica, astăzi evenimentele mondene, toate își bat joc de Isus Hristos. Cum se poate ca un, ca un eveniment atât de nobil cum erau jocurile olimpice să înceapă prin a-și bate joc de Isus Hristos? Cum? Și mă întreb eu, creștinul, nu instig la nu instig acum la, la, la um, acțiuni ne, negândite, nu instig nici măcar la revoltă sau la. Dar la cred că atitudinea persoană. ar trebui să aibă creștinism. Mă întreb dacă nu este timpul să fac ceea ce a făcut tâlharul de pe cruce atunci când a văzut baci jocurile. Spune că atunci când a văzut baci jocurile al trecătorilor și ale colegului lui din partea cealaltă, a lui Hristos, el a zis, Doamne, ai milă de mine și salvează-mă. Da. Mă întreb dacă nu asta ar trebui să fie atitudinea astăzi, când toți de pe lumea asta își bat joc de Isus Hristos toți de pe lume. Mă refer la ceea ce se întâmplă în lumea mondenă, că despre asta aminteam. Când toți aceștia își bat joc de Isus Hristos, când poate chiar și colegi de ai mei, Sigur. o altă atitudine, dacă nu este timpul, nu să mă revolt, nu să fac revoluție, nu să, Pentru că n-aș schimba probabil nimic, dar să iau atitudine personală, în relația mea personală cu, cu Isus și să zic, Doamne, milă de mine și mântuiește-mă astăzi. Și cred că nu doar atitudine personală, scuzați-mă că completez cumva acest gând, cred că atunci când l-am cunoscut pe Hristos, trebuie să conving sau să spun și altora care este șansa salvării. Pentru că poate sunt oameni care, după cum a spus fratele Danei mai devreme, soldații români poate că nu știau prea multe din ceea ce fac. Însă asta nu îi scutește de, de acuzația că l-au condamnat sau că și-au bătut joc de împăratul împăraților. Poate că sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și neștiința lor nu-L ascultă pe Dumnezeu. Cred că această, acest context pe care l-ați descris mai devreme ne creează momentul în care să putem spune oamenilor despre mântuire. Și este într-adevăr un lucru nobil. Să putem face lucrul acesta. Iar, bă, jocura care îi se adresează astăzi, împăratului împăraților, într-adevăr, parcă este strigător la cer. Vă rog. Aș vrea să vă spun că, în timp ce spuneați că este una dintre normalitățile, <coughs> astăzi, ca și eu să. <coughs> spun. Aș pune într-o lumină foarte gravă ceea ce vreau să spun, și anume că a nu spune am fi rușine de Isus, am mă abține, a mă eschiva, a nu mă implica în a vorbi despre jertfa lui Isus, este tot un fel de vânzare. Pe care astăzi o fac într-un mod mai voalat, pe care astăzi o practic, poate, într-un mod mai ne inconștient, dar dacă tabloul acesta Dumnezeu l-a lăsat să se vadă. Dacă momentul răstignirii și um, al crucificării Domnului Isus este un tablou cunoscut de toți oamenii, dacă și credincioși și necredincioși și uh, păgâni, și oricine de pe pământul acesta cunoaște imaginea crucii lui Isus și a răstignirii lui Isus, aș vrea să vă spun că ori de câte ori eu nu aleg să nu mă implic, să nu vorbesc, să mă eschivez, să stau deoparte, sunt tot un trădător. Pentru că în timp ce El s-a implicat, pentru ca eu să fiu salvat, eu refuz să urmez un model de a fi implicat pentru cel de lângă mine care s-ar putea să aibă nevoie să-i deschidă cineva ochii. Exact. Da. Și mai mult decât atât, <coughs> încă un motiv de încurajare pentru noi, pentru cei păcătoși, este faptul că în ciuda jocurilor și a suferinței și a durerii și a tot ceea ce s-a petrecut acolo, lucru care se repetă în ziua de astăzi, după cum am discutat, Iisus Hristos, la un moment dat, înainte ca să își dea ultima respirație, a spus, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Mi se pare fantastic. Dumnezeu este încă deschis și acum, chiar față de cei care își bat joc de el, să le ierte păcatele. Numai că Dumnezeu nu face lucrul acesta cu forță. Trebuie ca fiecare individ în parte să facă ce a făcut Petru, nu ce a făcut Iuda. Dar șansa este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Un punct care mi se pare iarăși foarte relevant pentru atitudinea unora dintre creștini atunci când se erijează în a trage linie și a face socotelile. Cu tare poate intra, cu tare nu poate intra în funcție de viața fiecăruia. Uneori omul este tentat să analizeze și să dea bile de intrare sau interdicție cuiva în împărăția cerului. Îi se relatează despre Iosif din Arimatea. Cine era omul acesta și ce a făcut el? Un om care, după mintea noastră, după judecata noastră, am putea să spunem, o să, o să spun eu, se pare că era unul dintre conducătorii iudeilor de pe vremea aceea, din, din acea trupă care era împotriva lui Iisus Hristos. Iosif din Arimatea era unul dintre, numit în studiul nostru, elitele urbane. Uh -huh. Dintre oamenii care, deși nu a luat până la momentul acela poziție pentru Isus în mod public, totuși l-a admirat. A rămas aproape de el. Și a fost unul dintre cei care um, i-au fost aproape, chiar dacă n-a reușit să convingă și pe alții, în Sinedriu, în momentele de judecată sau când a fost condamnat. Pentru că după răstignire nu poți să-ți primiți să lași trupul lui sus pe cruce. Iosif, din Arimatea cere corpul Domnului Isus pentru ca să-l pună într-un mormânt și a ales mormântul lui pe care îl pregătise, care era pe proprietatea lui, ca să-l pună pe Isus pentru ca să fie onorat măcar Um, pentru ce a făcut, pentru ce s-a întâmplat, pentru câte cunoștea el, pentru că în ceea ce știa eu, <coughs> Seamănul Arimatia, și în convingere lui personale, uh, îl respecta foarte mult pe Domnul Isus. Iar din acest respect, uh, a căutat să facă ce mai putea să facă, da. să ofere mormântul lui pentru ca să-l așeze pe Isus. Da. Faptul că el făcea parte din, din Sinedriu, Da. m-am gândit că nici măcar el în momentul acesta n-a mai ținut cont de ce or să spună colegii mei. Păi, stai puțin, adică noi l-am răstignit, ne-am bătut șoc de el cum am putut și tu acum vrei să-i faci o mormântare pe cinste. Pare că deja îi părea rău că nu a spus mai mult. Probabil. Vă rog. Cred că asta este ceea ce Pavel numește nebunia crucii. Mm -hmm. Că nebunia asta a crucii face diferența în omenire. Pentru unii nu are niciun fel de noimă și niciun fel de logică și este o nebunie, tocmai pentru că... Iar pentru ceilalți este miezul creștinismului. Cred cu toată inima și studiind tema aceasta, parcă s-a întărit în mine convingerea aceasta că dacă noi am înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat la cruce, noi nu am avea nevoie de nimic altceva și când spun de nimic altceva, mă gândesc nici la ritualuri, nici la forme, aș spune nici la lege. Că știu că unora le este drag să mă audă spunând lucrul acesta, nu anulez legea, ci aș spune că dacă ajung să înțeleg ce a făcut Isus pentru mine, nici nu mi-am nevoie să-mi spună cineva, n-ai voie să ucisă, pentru că n-aș face lucrul acesta. N-am nevoie să mă convingă cineva de ziua de închinare pe care o spune, Doamne, Tu ce ai făcut? Asta fac și eu, indiferent ce spun ceilalți. Nebunia sa crucii, de asta este o nebunie, pentru că nimeni, cel care nu înțelege ce s-a întâmplat la cruce, consideră toate celelalte lucruri pe care le face un creștin o nebunie, însă pentru creștin toate celelalte capătă un alt înțeles. Vorbeam cu soțul pe drum și ziceam, dacă am ascultat acest sfat pe care l-am repetat în emisiunea trecută când spuneam că ar fi frumos să ne luăm în fiecare zi timp puțin timp să medităm la ce s-a întâmplat ce a făcut Isus Hristos pentru noi să ne-ar transforma viața și ne-ar duce la pocăință. De ce? Pentru că există chiar și astăzi atât de multe controverse în lumea creștină între diferite denominațiuni între membrii ai aceleiași biserici între interese personale și între, uh, cum să zic eu, uh, egoism rănit sau uh, un eu rănit, și relațional în biserică, și dacă am înțeles ce s-a întâmplat la cruce, nu ne-ar mai frământa sau n-ar mai considera important cât de mult pot să fac asta, totul să nu fie păcat. Cum să mă îmbrac și cum să nu mă îmbrac, ce să port și ce totuși să nu port, cât să investesc pentru mine și ce este păcat, cum să mă comport ca totuși, toate acestea primesc un alt înțeles. Când, înțel... când pentru mine devine clar ce a făcut Isus pentru mine, când înțeleg suferința lui, cât înțeleg cât, de... când înțeleg cât de părăsit a fost, cât de nevinovat a fost și cât de mult mai a iubit, cât de mult a luptat până în ultima clipă să fiu salvată. Contează cu adevărat cine a avut dreptate și cine a rănit, cine nu poate să ierte și cine a greșit mai mult. Contează atât de mult să demonstrez că am dreptate sau să trec peste neajunsul cuiva. În lumina crucii, absolut totul se schimbă. Atunci când înțelegi cât de mult mai iubit Iisus Hristos, că nu doar că a renunțat la poziția de Fiul lui Dumnezeu ca să se facă om. Și care riscat până și a nu-i fi primită jertfa, până a deveni un nimic. Pentru că, dacă la Dumnezeu renunțase pentru o perioadă ca să fie om, iar ca om era în balanța de a nu fi primită jertfa și, practic, toată existența lui a fi degeaba, până acolo s-a dus pentru mine, nevinovat fiind. Când înțeleg lucrul acesta, nu cred că pot să fiu atât de împietrit sau. Mai pot să conteze toate celelalte lucruri așa cum contează astăzi. De aceea cred că subiectul acesta al crucii, așa cum ați spus la început, este transformator pentru viața unui creștin. Este miezul creștinismului, este ceea ce ne dă sens crezului nostru, viețuirii noastre, um, ne elimină dorințele egoiste, ne dă mai multă putere și mai multă răbdare și toate celelalte care pot la un moment dat să fie piedici sau să ne lipsească cred cu adevărat, așa cum spunea Pavel că dintre toate lucrurile crucea este centrul, nu crucea ca obiect da. pot să-l port pe piept, spunea un, un poet dacă nu-l port în suflet exact, e vorba de jertfă în sine vorba de sacrificiul de la calvar și jertfa pe care Iisus Hristos a făcut-o pentru mine din dragoste dusă până la capăt da și ce este de apreciat, aș mai adăuga faptul că chiar dacă personal sau individual nu mă simt demn de cruce, demn de mântuirea lui Hristos, el o oferă chiar unora pe care noi, după cum am spus mai devreme, nu i-am clasificat demni de așa ceva. Este exemplul tâlharului, care, în ultima suflare, a cerut lui Isus Hristos să-și aducă aminte de el. Este vorba de acest uh, membru al Sinedriului. Sinedriul era organismul care l-a condamnat pe Isus Hristos. Și Iosif din Mateia, simpatizant, după cum ați spus, meastră, se pare că era simpatizant al lui Isus Hristos, Însă, probabil că nu a, nu a avut suficientă influență sau nu a reușit să convingă și pe ceilalți, datorită răutății care colcăia în, în sinedriu, în ceea ce privește condamnarea lui Isus Hristos. Dar, totuși, în inima lui Isus Hristos a avut un loc și gestul care l-a făcut. Știm că și Nicodim a fost unul din învățătorii iudeilor care a participat la mormântarea Domnului Isus Hristos se relatează în celelalte evanghelii. Dar când Isus Hristos ia loc în viața omului, atunci toate celelalte apun. Toate celelalte pretenții, după cum a spus mai devreme, nu-și mai găsesc loc în viața, în viața omului. Dragii mei, vă mulțumesc mult de tot. A fost un studiu care cred că ar trebui să fie principalul subiect de meditație al fiecărui creștin. Care să-l ajute și să-l determine să ia în serios relația cu Dumnezeu. Lucru pe care mi-l doresc pentru mine, îl doresc pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne urmăresc. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne facă suficient de capabili ca să putem înțelege atât cât ne este descoperit ce a însemnat această jertfă supremă și câtă valoare are în contextul păcatului. Și dacă în zilele pe care le trăim astăzi. Vedem că lucrurile au o direcție total opusă descoperirii divine prin Isus Hristos. Haideți să-i luăm apărarea lui Isus Hristos și să ne atașăm de El și atât cât putem să-L facem cunoscut celora care nu L-au descoperit. Este o datoria noastră, este o obligație noastră și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să putem face lucrul acesta, pentru că numai așa vom putea beneficia și noi de salvarea veșnică. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. La revedere!